ați pus mâna iată aici, da, și țineți fotografia aceasta aici și vă uitați în, în ea și gata. Eu acela trebuie să fiu, așa cum ești tu, așa, așa și trebuie să fii. Iarăși lumina e pusă într-așa fel, că e așa un fel de semi-întuneric care s-o permit o fotografie. Simeon Parubin este un fotograf cu experiență. E pasionat de această artă a imaginii încă din copilărie, iar acum lucrează cu un aparat ce are peste 10 ani. Atunci eu am dat pe el numai pentru cutie, 1.000 și vreo 400 de dolari. L-au adus la Statele Unite. Ce e bun, de obicei, ține mult, chiar dacă uneori mai face și necazuri. Un ultim moment... Ultimele cadre pe scenă trebuia amânarea diplomelor care trebuiau să fie, aparatul l-a refuzat. Am înclinat oglinda și s-a terminat. Dar au fost ultimele cadre, au rămas undeva vreo 2-3 cadre ca să se termine, gata, vinem acasă. Și a doua zi s-a pornit singur. Și lucrează și acum. A captat prin obiectiv mii de momente unice, cel mai aproape de suflet îi sunt fotografiile artistice. Lucrare artistică asta nu înseamnă o cantitate mare, multă, multe, mulți vin și se fotografiază cum ar fi cât mai mult, cât ați fac într-o oră. Lămurești o poză, două, până la urmă alegi, îți face mult, nu de vreo mai mult. Nu de acum să se pierde farmecul ei care este. Da, într-adevăr, acum sunt posibilitățile tehnice, sunt foarte mari ca să alegi fix cei care poză aranjează pe client, dar să mă aranjeze și pe mine. În astfel de lucrări, fiecare detaliu contează. Unii sunt ca bază elementele academice care sunt din artă, cum ar fi pictura, cum compoziția, coloristica, lumina și așa mai departe. Iată acestea, dacă ele sunt încadrate, deci artistul încearcă să le redeie, înseamnă că scopul este atins. Și fotografia are o încărcătură artistică. Până a obține asemenea fotografii, e nevoie de multă muncă. Foarte greu, câteodată ajungi și nu știi, și stai și dai înainte, înapoi, înainte, înapoi, ca să te oprești. Nu știi, știi că numai una trebuiește, una. Eu spun de multe ori că niciodată să nu te grăbești, să spui că nu-ți place. Fiindcă aceasta cu timpul poate să vină, că depinde din care... încărcătura ta psihologică care o ai pe urmă mai comun și îți dai seama că da, bă, aceasta e o lucrare care are o valoare. Ca și cum ar fi un vin bun, cu cât el e mai vechi, cu atât el e mai prețuit. Iată așa și fotografie. Stilul tradițional românesc mereu îl inspiră. La un port de acesta trebuie și desigur și anturajul din spate, a doilea plan trebuie să fie corespunzător. Deci trebuie să fie și o încărcătură din spate emoțională care să fie arătată. Mulți spun că unii sunt reguli, trebuie regulile celea să le treci, atunci să primească. Eu nu cred între aceasta, deci trebuie totuși de conduși după niște reguli că să primească o compoziție normală. O poză reușită cere timp, mai ales dacă e făcută în natură. Oile, semnele numai ce le-au scos, era sara, era, vreau să spască. Și eu le fugărem încolo și încoași. Până la urmă, omul cel am două ceasuri să le fugărești ca să merească fix. Pentru o fotografie bună, e nevoie neapărat și de o ramă potrivită, pentru că împreună creează momente de neuitat, ceea ce nu permite formatul electronic, oricât de modern ar fi. Fotografia trebuie să o iei și să o pipi, trebuie să o miști, să o foșnească, să aibă un miros a ei, să aibă niște amintiri, să se trezească acolo, chiar să fie și într-un colț ruptă cu timpul, de atâta și toate acestea îi dau valoare. Deși unele aparate cu care a lucrat nu mai sunt de folos, continuă să le păstreze într-un garaj. Iată, acesta e primul care a fost, cumpărat cu 50 de ruble. El lucrează, îl desfacem, se deschide. Apoi s-au început evenimentele prin anii 85-86, trezirea națională și așa mai departe. Am simțit că e un moment de istorie și am găsit iată un aparat de acestea. Mai simplu, dar el era un semi-automat. Lucrează și acum, deci și el ținem ascuns. De ce nu și fotografiai pe ascuns? Că am pățit-o cu acesta, că... am fost și bătut, de ce mă fotografiez, oamenii nu știau, stăteau cu transparante, cu pelicule, erau
spunem de felul acesta, așa, niște casete. Și am început, o peliculă o puneam într-un ciorap și alta în alt ciorap. Din ce cauză? Fiindcă în caz dacă mi scoteau peliculă, că erau cazuri că scoteau peliculă, peliculele erau salvate care din ciorap. Și acolo erau fotografiate, în partea cealaltă nu erau fotografiate. Și era costuri de cumpărat baterii la ele. Și eu m-am gândit că să fac, și l-am făcut al singur, iată acesta este din lemn făcut. Eu l-am făcut al singur din lemn. A doilea aparat, tot și aceasta e din lemn. O leacă l-am mai modernizat. Și tot e din lemn. Și el are și acum pelicula aici. Indiferent de vechimea acestor dispozitive, fotografiile create cu ajutorul lor provoacă și azi emoții.